Ia ce zău, băieți, merge secundele sau nu merge? Așa, mă, șefailor, dacă merge secundele, tot ce contează, mă, faților, deci bine v-am regăsit aici la un nou episod de unboxing. Știți că eu mereu am făcut aici episoade de unboxing. În general, unboxing-urile cu scaune sunt făcute cu Google, dar astăzi ne va ajuta Alexandra să facem un unboxing la scaun și să-l și montăm. Ea spune nu, 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 eu spun da, 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 da. Așa, și ideea este felul următor. Am primit aici un scaun fată de la Genesis. Fiți atent aici, Nito, 950, mă, 450 de kg, mă, ca faci tu la față, cred că din cauza asta mi s-a dezvoltat hernia din nou, nu, glumesc. Băi, este un scaun destul de mișto, este un scaun mare, este un scaun foarte masiv din punctul meu de vedere. O să-l montăm pentru că eu deja am două scaune, adică am scaunul ăsta pe care stau și mai am încă un scaun. Hai să vedem, îl montăm pe ăsta și decidem care este cel mai frumos scaun dintre cele trei. Știți că tematica noastră și tematica canalului, unde peste tot în camera, vedeți, sunt roșu cu negru, eu sunt foarte disperat cu chestia asta. Așadar, am cerut aici un scaun negru, de data asta nu cred că este roșu cu negru, sau vedem, aici pe cutie scrie de cred că e negru. Dar hai să-i facem un unboxing, să nu mai stăm așa la discuție și dăm drumul la timelapse, bine? Avem aici prima chestie, Caracatista, după cum îi spun eu. Așa, hai să vedem. Băi, frate, pare destul de mișto designul, nu știu dacă vedeți voi de acolo, dar e mișto. Este designul, are aici niște plastice. Asta este din ceva plastic și în interior este ceva metal. Hai să vedem, asta lăsăm aici. Ia ține-mă minimul de. Aici avem, ia uite, toate instrucțiunile necesare. Foarte mișto cum vin în pacheta de chestia asta. Știți că de obicei sunt o pungă, nu știu niciodată cum să le faci. E mișto. Bun, aici nu avem nevoie de cutia asta momentan. Așa, facem curat după aia. Bubble. Mamă, ce greuță asta. Mamă, mă simt ca scaunele alea de car, pentru cine știe și pentru cine este cunoscător de mașini aici, de chestii genul ăsta. Mamă, cum sunt alea de car. Bă, deci exact scaunele de mașină, mă jur. Deci pe bune. Mamă, le-aș pune în opăr să mor. What the fuck, ce tare chestia asta, ok? O lăsăm aici momentan. Așa. Așa, bun. Avem aici mare pernică, cred că asta e pernica lombară. Ceva de genul ăsta, uite, punem aici pernica. Dar, de fapt, să o desfacem, nu? Că după aia o să le punem un punct. Nu am găsit roțile. Așa, Alexandra e pe roți. Avem aici pernița la capățână. Deci, ce avem? What is this? Aia de jos în care intră caracatul. A little bit caramid for me? Thank you. Cum mamă, ce bine vine împachetate, fate. Bă, improvement pentru Genesis. Bravo, fate. Bravo, băieții de la Genesis. Felicitări pentru ce vreți faceți. Că veniți cu toate împachetate, așa nu ne-am vins firmea la Dala. Dar până spam și pe jos, era mișto. Astea sunt cele două mai atunci care probabil se lasă pe spate. Se... nu știu cum se numește, se batează pe spate sau nu știu cum se numește neapărat. Sau ăla batează, nu mai știu. A, așa, asta o punem aici, că nu avem nevoie de ea. Asta o lăsăm aici pentru mai târziu. Despre și asta. Deci avem aici... Este suspensia gen aia care lasă în jos și în sus. Așa, la mașină. Așa, schimbăm, uite, avem aici și capacele astea și aici avem niște chestii. Așa, și cu astea care sunt niște dopuri. Ok? Uite, avem și manualul. O, manualul de instrucțiuni, perfect! Păi, să înceapă nebunia! Probabil că ne-am dat seama că trebuia să punem niște piulițe și o chestie, o piedică, dar este ok. Merge și fără ala, dar da, știi cum e, mai bine le pui. Niciodată asta nu trebuie să le strângeți până la maxim, știi? Pentru că prima dată le poziționezi și după aia le strângi la maxim. Așa am făcut de foarte multe ori și am greșit, credeți-mă. Sunt deja la, cred că la 6-a scaun montat. Adică, în decursul vieții mele de gamer. Să apeși un pic mai tare, deci trebuie să le apuci așa mai tare dacă vă luați și voi scaunul ăsta ca să știți și voi despre ce este vorba, da? Acum,
Trebuie să băgăm. Asta n-ai. Chestia în gaură asta, așa un pic, ca să nu zgâriem scaunul. Așa. Ia, ținești un pic de el. Ținești un pic de el. Aici. Da. Mi-am făcut griji din cauza Alexandrei, că a zis că nu e bun cu guma montată, dar chiar este foarte bine. Așadar, trecem la next step. După ce am făcut chestia asta, montăm spătarul. Din moment ce ai toate piesele respective, trebuie să le folosești. Întotdeauna, când aveți piese pe lângă, înseamnă că ceva nu este bine. Bă, știi ce e unii probleme la scaunul ăsta la Genesis? Mie la scaunul la Arc Racing. Și la scaunul de la DX Racer, mereu pielea asta de aici era puțin nașpa, știi? Da. Asta pare să fie destul de ok. În caz că nu intră din prima, să zic așa, trebuie să beniți un pic pielea aia, v-ați prins. Dacă sunteți băieți, vă descurcați. Nu trebuie să fiu un expert ca să montez un astfel de scaun, sincer, mi se pare super ușor de montat. Da, uite-ți pe la mine, am o treabă și totuși m-am descurcat. O, pe bune, bune, scaun, așa, serios. Ce mișto e pielea asta, mie. Îmi place. Și cusătura e super fină. Da, e mișto. Bă. Că lumea spune, bă, Genesis, știi? Da, dar să știi că au făcut, să știi că l-au făcut super mișto, adică că pe design, adică au lucrat foarte mult. Bă, calitate, preț, e perfect. L-au făcut foarte mișto, știi, în ultima perioadă, știi că lumea are o părere proastă despre Genesis, știi, și chestii de genul ăsta, știi, pentru că, na, sunt produse super cheap, știi, sau, zic așa, dar din punctul meu de vedere, nu știu, Genesis a făcut un super improvement, știi? Bine, știi care e faza? Toată lumea este obișnuită să-și ia mai produse Razer și chestii de genul ăsta și zic că sunt super wow, știi? Bă, dar uite-te ce lucru mișto, frate, și la niște bani accesibili. Oricum o să găsiți toate link-urile în descriere către aceste produse. Și, frate, nu știu, din punctul meu de vedere este o mare recomandare. Adică o să fie scaunul pe care eu îl folosesc și dacă eu îl folosesc, bineînțeles că nu v-aș recomanda vouă ceva ce eu nu folosesc, știi? Uite în cât timp l-am montat, adică nu știu dacă a durat maxim 20 de minute, așa, cu chiu cu vai și nu am citit foarte mult manualul de instrucțiuni. Cam asta este, asta este tot. Mai mult a durat și un filetăm și rubele. Da, serios, pe bune că. Hai să-i facem un test acum. Ia să vedem. Unde se dă mai în spate, unde se dă mai în față. Da. Deci asta aici are o manetă pentru dat mai în spate. Mamă, ce mișto te ține pe pernița asta și sunt foarte, foarte confortabil. Ți-ai pus-o pe aia la lumbar. A, nu, am pus-o. Uite-le acolo, pune-te. Da, asta este pernița pentru lumbar. Doar intra aici, știi, nu trebuie să-i faci. A, n-are din aia să o prinzi? Foarte mișto, că erau foarte nașpa, știi, toate. Să știi că nu ți se vede capul ăla. Nimic, n-am nimic. Așa? Ai pus-o invers. Oh, scuze. Așa. Bun. Hai să vedem. Ce știu prețul la lumbar. Pe bune. Deci avem practic de asta așa. Se dau și în stânga și în dreapta. Ok. Asta. Se dă și mai în față. Fie atent. Ce tare. Deci practic se face în toate felurile, știi? Gen, foarte mișto. La mână asta este un plastic. Nu este. E un plastic și ceva cauciucat oarecum. Nu știu, plastic cauciucat. Nu știu cum se exprimă în cuvinte. Pe urmă, e destul de mișto. Hai să vedem cât pe spate se dă. Bă, dacă mă ține pe mine, credeți-mă, mă țin și pe voi. Și te țin foarte mișto asta aici, știi? Mă țin ca până la aia. Să mor dacă nu întâlnă mașină. Cum ar fi? Asta e ultima. Pe bune, frate, deci e foarte șmecher. Arată foarte bine, să știi. Pe bune, și e foarte mare. Adică e mai mare decât ăla. Bă, frate, eu vă recomand scaunul. Este super mișto, frate. Deci toate link-urile aveți în descriere, v-am spus. Dacă vreți să vedeți aceste scaune, și am mai primit niște AirPods-uri, tot așa de la un partener. O să le vedeți în descriere în continuarea acestui clip chiar acum. Salut, mă, și faină, băi, fraților, astăzi vă prezentăm aici noile AirPods, cum le spun eu, negre, știi? E foarte mișto, frate, și sunt cu o tehnologie super nouă, sunt super mici și chiar vreau să vă arăt și o să vă las un link în descriere pentru aceste produse, dacă vreți să le luați. Vă zic așa, o să trec foarte repede prin cutie, cum s-ar spune. Avem aici un Hi-Fi Bluetooth Stereo, un charging case, adică practic se încarcă în cutie, la fel ca niște AirPods originale. 3,5 hour, practic, poți să asculți muzică. In case, magnetic hold, adică știi, ține toată chestia așa, știi, magnetică. Sunt IP67, dacă nu mă înșel, mi se pare că poți să intri și în apă cu ele sau ceva genul ăsta, sau nu știu, poți să le stropești, nu neapărat să intri în apă, și ultra light weight, adică sunt super, super ușoare. Așadar, ele se numesc Elari NanoPods Sport. Puteți să le folosiți la sală sau oriunde vreți în altă parte. Noi chiar acum o să trebuiască să plecăm, că trebuie să mergem până în
Grecia, frate, și în Atena mai exact. Este ora 8 fără 20 și noi trebuie să-i dăm drumul. Așadar fac aici repede un unboxing pentru că avem avion și chiar îmi trebuia ceva pe drum. Mi se pare super tare că putem să le folosim. Hai să vedem. Aici sunt niște manuale de instrucțiuni, bineînțeles. Și uitați-vă cât de mică este cutia. Deci este, cât să zic, nici aproape cât un deget. Degetul mic. Foarte mișto pe dimensiuni. Văd că are și o chestie de asta așa. Satisfying. Așa. Scrie acolo el are sport. Hai să o desfacem. Ok. Wow. Ce mici sunt. Ok. Sunt foarte mici. Chestia asta este magnetică. Se închide. Bineînțeles. Și practic, cam asta e tot ce trebuie să faci. Uite, aici, de exemplu, răspunzi la telefon. Poți să le conectezi cu Bluetooth cu absolut orice telefon. Nu trebuie neapărat să ai Samsung sau merge și pe iPhone, bineînțeles. Și de aici, automat, îți dai drumul la încărcare, știi? Mi se pare super mișto, adică sunt super practice, sunt super mici și poți să le iei cu tine oricând, știi? Le bagi doar în buzunar și cam asta este. Băi, frate, o să le testăm și o să vă zic părerea mea despre ele, după ce mergem și pe avion și chestii de genul ăsta, ca să poți să ascultăm acolo pe un film, o muzică, o treabă, nu știu, mi se par super mișto, din punctul meu de vedere. Aici se bagă chestia asta de încărcare, probabil asta de încărcare îl avem pe aici pe undeva și cred că cam asta este tot ca și prezentare ce aș putea face. Că, în fond, sunt niște căști, dar specificațiile lor sunt de asemenea awesome. Uite, aici ai și niște dopuri de-astea de schimb și aici probabil este încărcătorul și restul. Bine, probabil este ceva super mic pentru că nu avem nevoie de ceva super mare. Așa. Este un încărcător, cred că, dacă nu mă șer, cum au toate device-urile astea pe Android. Gen Samsung and stuff. Da. Un încărcător. Se bagă aici, se bagă frumos la o baterie externă sau la orice vreți voi așa. Se încarcă și super easy și clean. Mulțumim frumos, Elari Sport, pentru toată chestia asta. V-am spus, în descriere o să găsiți aceste nanopods, se numesc. Dar mie îmi place să le spun tot, AirPods. Dacă v-a plăcut cele două unboxing-uri de astăzi, fate, niște unboxing-uri surpriză, să zic așa. Le mulțumim, fate, celor de la Genesis și celor de la Nanobits. Cele pentru AirPods-uri, foarte mișto, să zic așa, un mic review al scaunului. Aici e foarte mișto, se vede foarte mișto logo-ul ăsta de la Genesis. Este o piele destul de calitativă, foarte mișto cum vine chestia asta aici, știi? Nu este deloc cu senzație de nașpa, adică din punctul meu de vedere este foarte mișto, arată foarte cool și este pentru toate dimensiunile, să zic așa, dacă mă înțeleg bine, care eu sunt 2 metri și, na, 100 de kilograme, eu zic că este destul de confortabil și pentru restul, să zic așa. De azi înainte o să ne vedeți pe scaunul ăsta în fiecare livestream, aici e destul de ok, decent, putea să fie puțin mai larg, ca să fie așa, știi, că dacă stau așa un pic, sincer, adică eu spun și lucrurile negative. E relevant, știi că eu sunt sponsorizat, adică vă spun și din punctul meu de vedere, dar bine, nu mulțea înălțimea mea, adică 2 metri și să fie așa masiv, să zic, știi, adică na. Dar ales pentru oricine, cred că ar fi super ok așa. Ia, pune-te și pe Alexandra să vedem cum stai. E super comod, să știți, și pielea e super calitativă, adică nu e din aia nasoală. Cusăturile sunt super drăguțe și fine. Și finuță, așa, da, așa am observat asta. Nu rămân fire pe afară sau mai știu eu ce, oricum la suita, toate sunt incorporate super bine. Bine, mă, băieți, pe ce să zic. Ne vedem la viitoare cu un nou videoclip. Noi am fost Colo și Alexandra, aveți canalele noastre în descriere. Un like, un subscribe, un share, ar fi binevenit din partea voastră. Și Doamne ajută! Vă pupăm! De când mă știu, sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tarfani. Șefanii mei zic respect.